Acesta este afinul canadian. S-a dus floarea și are deja fructe pe vârfuri. O să revenim când sunt coapte, ele sunt foarte dulci. O să facem un review când se vor coace. Crește sub formă de copăcel, dar se poate face și garviu din el. Fructifică doar pe vârfuri. Și mai avem aici unul mai mic, care n-a fructificat anul ăsta, sperăm că va fructifica.